Locuri de muncă în agricultură, dar și în diverse calificări tehnice au fost puse la dispoziția românilor care vor să muncească în străinătate. Numai că puțini dintre ei au fost interesați să plece din țară, în căutarea unui trai mai bun. Prezent la emisiunea ediție de seară, consilierul EURES și purtătorul de cuvânt al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vâlcea, Liviu Cocherlea, a explicat cum stau lucrurile. Angajatorii străini tot pe meserii cer foarte multe persoane. Am să vă spun că în această săptămână avem în bază de date în rețeaua EURES România 2500, aproape de 2500 de locuri de muncă vacante din 16 țări. Așa cum a spus și dumneavoastră, cele mai multe locuri de muncă sunt în agricultură, Spania, 950 de locuri de muncă. Din păcate, datorită lipsei de solicitanță bursa de cea cu 800 de locuri de muncă vacante care trebuia să fie la Târgu Jiu, am anulat-o pentru că numărul de solicitanță a fost extrem de mic și atunci s-a hotărât ca în cazul în care există solicitanți să vină la agențiile, deci unde au domiciliu, și să depună copie după actul de identitate, un CV și adeverință medicală, iar noi urmând să trimitem actele la angajator. Oferta era valabilă, mai bine zis, contractul începea din 15 februarie 2019, deci persoanele care ar dori ar mai avea timp destul, deci până la agricultură. Ce mai caută Europa? Deci astea pe Spania cules căpșun. Mai avem o ofertă iar la care, după câte am înțeles, iar nu se înghesuie persoanele față de anii trecuți, deci tot agricultură, Danemarca, cules de mazăre. Și pot să spun cu părere de rău, pentru că din experiența noastră, acest angajator danez vine chiar din 2008. Selecția care am avut-o ultima la Râmnicu Vâlcea, chiar și spunea angajatorul că preferă să lucreze cu români, pentru că românii sunt serioși și de regulă, și majoritatea lucrătorilor sunt numai români la fermele dumnealui. Nici la bursele locurilor de muncă în România nu sunt prea mulți doritori să participe și cu atât mai mult să se angajeze.